Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Tu știi ce vrei de la viață și niciodată nu te întorci din cauza dificultăților. Prin stabilirea unui scop, vei ajunge la el, indiferent de ce te costă. Te poți exprima bine în afaceri, deoarece ai abilitatea născută de a câștiga și de a administra bani, dar trebuie să te implici emoțional în orice afacere, în caz contrar. Interesul tău pentru aceasta va dispărea și energia se va epuiza. Dacă o carieră îți va atrage atenția asupra unor perspective strălucitoare, poți deveni scufundat în munca ta și te poți transforma cu ușurință într-o orca holică. Tu niciodată nu te desparți de copilărie. Poți fi vânate pentru naivitate, dar greu să te acuze cineva pentru locomie. Tu pare a fi stabilă pe un val de naturalitate. În consecință, Principala sarcină poate fi numită dorința de maturitate, menținând în același timp vivacitatea și naturalețea copilăriei. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: responsabilitate, loialitate, disciplină, metodicitate, modestie, profesionalism și prudență. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din sectorul agricol, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru ipsa de sentimente, precum și incapacitatea de a empatiza emoțional. Capricornul, semnul zodiacal pentru că te-ai născută la 18 ianuarie, Îți de perseverență și curaj în atingerea scopurilor dorite, precum și claritate și certitudine în stabilirea acestor obiective. Ca și capricornii adevărați, ești capabilă să te îmbogățești, poți fi om de afaceri sau finanțator onescut, fluxurile de bani sunt elementele tale, adevărat, tu ar trebui să fii angajată numai în ceea ce îți stârnește interesul. Altfel riști să renunți la o afacere și să treci la altele noi, poți fi un excelent părinte. Tu, ca nimeni, înțelegi nevoile și cerințele sufletului copilului, în același timp, tu însăți poți să fi avut mari probleme cu părinții tăi, în special în timpul adolescenței și a tinereții, împărțirea cu copilăria este, în general, tragică pentru tine. Astfel încât părinții tăi trebuie să fie deosebite de sensibili în această privință și nici măcar să nu încerce să te priveze de obiceiurile și afecțiunile copilăriei. Exigențele prea stricte pot să semene doar semințele de neascultare și de protest. Tu dorești să vezi viața ușoară și fără griji, dar ai nevoie de doze mari de excitare și de aventuri care te-ar putea stimula. Dacă nu reușești să găsești sentimente interesante în viața de zi cu zi, trebuie să te îndrepți spre lumea fanteziei, unde totul este permis și accesibil. În acest caz, există pericolul de a te obișnui cu această metodă de autoizolare. Cele mai luminate personalități sunt capabile să-și sublimineze fanteziile și să le aducă în realitate, ceea ce se exprimă prin generarea de noi idei și proiecte precum și prin abordări proaspete pentru rezolvarea problemelor vechi. În ceea ce privește dragostea, tu atragi oamenii buni, care de obicei sunt impresionați de ideea trezirii în tine a copilăriei și naivității mult uitate. Relațiile tale au un sentiment de pace și securitate. În general, poți fi fericită, chiar dacă faci o afacere de rutină, doar dacă ai timp liber pe care îl poți petrece pentru distracție cu toate acestea, cea mai bună opțiune pentru tine este posibilitatea de a integra fanteziile tale și de a le orienta în proiectele de creație. În caz contrar, poți întâmpina dificultăți în ceea ce privește concentrarea eforturilor și a gândurilor, mai ales dacă trebuie să faci o muncă obositoare și monotonă. Ești înzestrată cu astfel de calități, o astfel de doamnă este fermă, precaută, credincioasă. Ai ambiții de viață înalte, ești serioasă asupra vieții și despre crearea unei familii, îți plac aventurile ușoare de viață, ești căutător de aventură, dispusă să-ți asumi riscuri, dar în viața obișnuită ai dorințe și înclinații care nu sunt întotdeauna posibil să le satisfaci, de aceea te îndrepți spre lumea viselor și fanteziei, unde toate acestea pot fi traduse în realitate virtuală cum afectează data de 18 ianuarie soarta ta, ambele, dureri și bucurii sunt la fel de prezente în viața ta. Cu toate acestea, din cauza perseverenței și dedicării, treci totdeauna cu demnitate, chiar și prin cele mai extreme situații. Ești înzestrată cu o vitalitate specială și ești capabilă să privești spre viitor cu optimism, ești ca o pasăre Phoenix, care este renăscută din cenușă poți fi asemenea un zid de piatră în spatele căruia oamenii se simt în siguranță, iar casa ta este chiar cetatea și ceașca plină pe care toată lumea o visează. Este de dorit să alegi un loc de muncă care nu va fi doar o sursă de venit, ci și pentru suflet. În caz contrar, te vei confrunta cu disconfort și nemulțumire perpetu. Ești întotdeauna deschisă la noi impresii și privești lumea cu ochii entuziaște unui copil, chiar și atunci când copiii tăi sunt în afara copilăriei. Această abilitate atrage atât adulții, cât și copiii. Poți fi cel mai bun părinte care se bucură de încrederea în a copiilor se Tu nu ești niciodată plictisitoare. În ciuda faptului că trebuie să te calmezi, viața ta nu se transformă într-o rutină. Orice dificultăți de viață pentru tine sunt un stimulant pentru a avansa. Din afară poate părea că tu ești un copil veșnic, totuși, nu este cazul. În dragoste, nu poți fi atrasă de vreme, imediat ce ai ieșit din copilărie. Ești capabilă să inspiri și să trezești în parteneri cele mai bune calități și sentimente. Trebuie să eviți singurătatea și activitățile enervante care nu aduc satisfacție. Dacă copilul tău se naște pe 18 ianuarie, cu el trebuie să fii deosebită de sensibilă și atentă. Acești copii nu pot suporta singurătatea și exigențe excesive. Reproșurile și cererile de a înceta să se comporte ca un nu știu ce, provoacă proteste și respingerii violente la nivele profunde. De-a lungul timpului, aceste lucruri poate duce la un decalaj de generație. Părinții trebuie să înțeleagă că copilul lor este unic și fantezia lui în liniștită nu este deloc rău. Dacă direcționeze această calitate în sensul corect, în timp, vei vedea că copilul tău nu are egal în inventarea de soluții creative, chiar și pentru cele mai vechi probleme. Pentru el este necesar să se controleze procesul educațional astfel încât să nu devină o rutină. Între activitățile necesare, el ar trebui să aibă întotdeauna timp să facă ceea ce îi place. Dragoste și compatibilitate într-o relație intimă, Ești o iubită senzuală și pasionată, dar nu îți permiți să îți expui emoția altora. Uneori poți părea rece și îndepărtată, iar uneori poți arăta căldură și grijă. Cu toate acestea, în decizie de a crea o uniune de lungă durată devii un partener devotat, generos și de încredere. Tu ar trebui să-ți găsești sortitul printre reprezentanții semnelor, fecioară, pești și scorpion. Relații de un nivel mediu pot fi cu Capricornul, Vărsătorul și Taurul. Tot ce poți obține, vei învăța să te încrezi reciproc și să renunți, dar, în general, familia poate fi fericită. Ceva inteligibil pentru un orb poate fi cu berbecul, săgetătorul, leul, balanța și racul. Este puțin probabil să reușești. Puține, puține șanse. Aceștia trăiesc la poli diferiți, Așa cum se spune, veți vorbi în diferite limbi, locuri de muncă și carieră, poți fi destul de egoistă când vine vorba de cariera și de munca ta, dar banii nu-ți conduc întreaga viață, nu ești la fel de egoistă pe cât ceilalți te pot considera, ești una dintre cele care au întotdeauna o vorbă bună pentru o zi ploioasă, ești un idealist cu viziuni progresive și poți fi interesată de munca unui profesor? antrenor sau de munca de caritate. Dacă ai ales pentru tine sfera de afaceri, intuiția ta și al șaselea simți foarte dezvoltată te vor ajuta să avansezi în domeniul bancar, în domeniul investițiilor de capital și în operațiunile de la bursă. Ești, de asemenea, predispusă la compasiune și la profesiile asociate cu vindecarea sau care lucrează în domeniul cercetării științifice și tehnice. Îți place să impresionezi pe ceilalți, așa că poate vrei să devii scriitor sau să intri în lumea teatrului și a cinematografiei, devenind actor, promotor, producător etc. Sănătate și boli Trebuie să fii precaută cu entuziasmul excesiv pentru fanteziile goale, o rutină zilnică solidă, o participare activă în treburile familiale și publice te vor ajuta la aterizarea lină la sfârșitul fiecare zile. Utilizarea halucinogenelor și antidepresivelor trebuie evitată. Dieta ar trebui să includă o varietate de alimente exotice zilnic. Cu toate acestea, produsele alimentare simple nu ar trebui să fie complet excluse. Activitatea fizică implică exerciții ușoare și moderate, sporturile agresive, wrestling, box, jocuri de echipă, nu sunt binevenite. O condiție indispensabilă pentru bunăstare este somnul bun, dacă este posibil, ar trebui să incluze o odihnă de după amiază în rutina zilnică. Ar trebui să fii mai adunată, să nu te împrăști în multe activități, să trăiești în conformitate cu rutina zilnică și să ai un program clar. Destinul și norocul În această zi, s-au născut oameni curajoși, încrezători în sine și cu intenție. Viața ta va fi plină de tot felul de evenimente, atât plăcute, cât și mai puțin necesare. Dar, după ce ai trecut prin greutate și lipsuri, poți obține stabilitate. Ai mulți prieteni care sunt întotdeauna gata să te ajute și să te susțină în vremuri grele, dar există mulți oameni invidioși care nu vor pierde ocazia de a crea burfe, intrigi, care doresc să te rupă și să te enerveze. În sfera materială, o creștere lentă, dar constantă. Familia este, de obicei, fericită. Sfaturi pentru tine. Ești pragmatică, fermă pe picioare, o persoană care caută picături de copilărie, puritate și naivitate în împrejurimile ei. Ceilalți vor putea să trezească sufletul tău adormit, să-ți reamintească copilaria ta. În timp ce tu însă vei fi ca un zid de piatră în spatele căruia aceștia se pot adăposti, tu oferi tot ce este mai bun în orice relație, îți poți folosi în mod perfect abilitățile creative în generarea de idei, prin fantezie, creativitate și ficțiune, te poți realiza singură. O altă opțiune este să lași pur și simplu timpul liber de la locul de muncă, care poate fi dedicat plăcerilor, viselor sau hobby-ului preferat încearcă să alegi un loc de muncă mai interesant, evitând rutina și constanța. Munca monotonă te va plictisi mai repede și vei pierde ocazia de a te concentra și de a face munca eficient. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. În ești un gardian al trei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău? iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.